seara, doamnelor și domnilor, eu sunt Doina Salcuțan și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. A ajuta un vârstnic rămas singur, un copil fără o ocrotire părintească sau a oferi îngrijire medicală persoanelor bolnave este o misiune nobilă. Datorie de a întinde o mână de ajutor celor aflați în dificultate oare fiecare dintre noi, inclusiv organizațiile, companiile și mediul de afaceri. În ajunul sărbătorilor pascale vorbim despre cultura implicării sociale și promovarea valorilor general umane. Cum îi sensibilizăm pe cetățeni să fie receptivi la problemele semenilor și care sunt proiectele sociale și acțiunile de caritate desfășurate în preajma sărbătorilor pascale, discutăm astăzi în cadrul emisiunii Obiectiv Comun. Acum vă invit să vizionați un reportaj la acest subiect, iar ulterior revenim la discuții. Implicare, sensibilizare și empatie pentru persoanele aflate în dificultate sunt noțiuni care îi determine pe oameni să întindă o mână de ajutor celor care au nevoie. În preajma sărbătorilor pascale, organizațiile guvernamentale și neguvernamentale, societatea civilă și cetățenii organizează diverse campanii și acțiuni sociale pentru a aduce un strop de lumină pe fața celor defavorizați. Misiunea socială Diaconia desfășoară al 10-lea an consecutiv campania Masa Bucuriei. Pentru oamenii din etate, din teritoriu, din parohie, avem distribuția pachetelor alimentare pe care le colectăm în campania Masa Bucuriei. Și tot pentru oameni atât din Chișinău cât și cei din teritoriu avem dezvoltat o rețea de garderobe sociale. Campania are drept scop cultivarea solidarității, milosteniei, iubirii și culminează cu o colectă națională de produse alimentare pentru masa caldă a vârstnicilor rămași singuri. Cea mai longevivă campanie socială din Republica Moldova sunt 50 de magazine parteneri în Chișinău și peste 70 în toată țara. Oamenii cunosc deja această campanie. Noi invităm oamenii să doneze produse neperisabile, cele ca o valabilitate lungă, crupe, conserve, paste făinoase, zahăr, ulei, tot ceea ce putem distribui și de Paști și de Crăciun și iarnă și vară, ceea ce putem să suplimentăm la cantinele sociale ca și produse necesare pentru pregătirea hranei. Campania implică și tineri voluntari care spun că este de datoria fiecăruia să contribuie și să ajute. Sunt voluntară la un centru prietenos tinerilor din Chișinău și într-o zi au venit reprezentanții misiunii Diaconia și ne-au povestit cu ce se ocupă și toate proiectele și au întrebat care persoane sunt interesate să ajute și, desigur, fiind voluntar, am vrut să mă implic. Pentru că știu că rolul meu, chiar dacă sunt doar unul dintre o mulțime de voluntari, schimbă ceva. De acțiunile misiunii Diaconia beneficiază o categorie mare de cetățeni. Reprezentanții misiunii îndeamnă populația să nu fie indiferentă. Noi vrem să fie o societate activă care se ghidează după valorile creștine și care să tratăm aproapele nostru ca pe omul, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Și atunci încercăm să mobilizăm această societate activă, invităm pe fiecare, implicăm pe mulți care doresc să se implice. Pentru că doar în intervenția comună a noastră poate fi rezolvată problema unor oameni. În general, trăim într-o societate unde astăzi posibilitățile de socializare ne permit nouă foarte multe lucruri. Pentru a susține financiar constituirea unui adăpost destinat supraviețuitoarelor violenței în familie, câteva jurnaliste, blogherițe și interprete au realizat un târg de caritate. Acestea au vândut haine și accesorii și jurnalista TVR Moldova Svetlana Gore s-a alăturat cauzei nobile. Imediat când mi s-a propus să mă alătur aceste campanii, nu am stat foarte mult pe gânduri. Din start am spus da, că o să mă alătur acestei campanii naționale de colectare de fonduri. De fapt, noi nici nu ne dăm seama că în mâinile noastre poate fi acea schimbare de care atât de mult se vorbește în societate. Împreună, dacă ne unim forțele, putem să contribuim la stoparea violenței în familie, pentru că
despre acest lucru, pe cât de mult se vorbește, pe atât de puțin se face pentru ca într-adevăr să nu mai existe asemenea istorii triste lângă noi și femeile, din păcate, s-au închise în ele, sunt în tăcere și puțin vorbesc despre acest lucru. Proiectul este implementat de PNUD Moldova și susținut financiar de Guvernul Coreei de Sud. Aici, mai mult aș putea să spun că vine inițiativa celor prezenți aici, mă refer la blogherițe, jurnaliste, actrițe care au venit cu această idee extraordinară de a organiza acest târg și s-au coagulat la această idee minunată de a combate violența domestică nu numai prin mesaje, dar și prin acțiuni propriu-zise. Construcția unui astfel de centru costă peste 150.000 de dolari, iar 90.000 au fost oferite de Guvernul Coreei de Sud. Adăpostul va oferi o gamă complexă de servicii pentru victimele violenței în familie. Ne-am propus ca prin intermediul campaniei de strângere de fonduri să adunăm până la 15.000 de dolari de la cetățenii Republicii Moldova, cei care sunt în țară și cei care lucrează peste hotare, și astfel să demonstrăm și nouă, dar și altora, că suntem în stare să ne facem lucrurile necesare, nu doar cu banii care vin de la donator, ci și cu banii și contribuind noi înșine la stabilirea acestor lucruri importante. Cei care au venit la târg spun că prin pași mici pot fi rezolvate mai multe probleme din societate. Este important pentru că e trist că se întâmplă și azi ce se întâmplă. Noi credem că evoluăm, dar oricum sunt femei care suferă. Și ar trebui susținute. Cred că este o problemă foarte, foarte drastică și dacă putem măcar cu ceva să participăm și să influențăm, de ce să nu o facem? Cred că asta este doar un procent din ce am putea să facem, dar este un pas. Bănuții rătăciți sau strânși cu grijă în pușculiță pot veni în ajutorarea copiilor bolnavi de diabet zaharat. Cu această convingere au venit câteva zeci de persoane, în special copii, în cadrul unui eveniment de caritate organizat de Asociația Salvați Viața. Dragomir a adunat bani timp de jumătate de an, iar acum i-a donat pentru tratamentul copiilor bolnavi. I-am adunat pentru un copil bolnav, că să facă bine. Rând pe rând, mulți alți copii de mână cu părinții au participat la eveniment. Mulțumim! Cât timp ai strâns bănuții? Un an, cred. Și câți bănuți ai avut acolo? 100. Am avut mulți bănuți. Și ce ai făcut cu ei? Le-am pus acolo ca să le trateze. 5 prieteni și-au pus toate monedele adunate într-un vas care era atât de greu încât l-au adus cu greu la punctul de colectare. Wow! Foarte emoționați, vă spun că era așa o competiție foarte interesant de urmărit. Fiecare aducea punguța și urmăreau la cine este mai mult, la cine e mai voluminos. Unii au socotit din timp acasă, alții aduceau a doua zi pentru că să aibă și mai mult decât ceilalți. După așa o evaluare preventivă trebuie să fie în jur de 2000-2500 de lei. Eu azi am adus 100 de bănuți. Mama mi-a spus că vrei să donezi pe copii bolnavi. Eu am vrut și am donat. Dar nu ai vrut să-ți cumperi cu ei o jucărie? Nu, n-am vrut. Am vrut numai să dau bani. Din banii adunați va fi cumpărat un echipament medical pentru micii pacienți de la Institutul Mamei și Copilului care suferă de diabet zaharat. Мы планируем закупить одноразовые сенсоры, которые позволяют более контролировать глюкозу в крови и вот данное заболевание, что очень важно для наших деток. У нас такого еще как бы не было. Один сенсор стоит порядка 900 лей, 50 евро. Он на каждого ребенка персональный, одноразовый. Ежегодно в центре матери ребенка не диагностируется, а проходит лечение 500 детей с заболеванием сахарного диабета. Если бы мы могли все 500 сенсоров закупить. Акция у avut loc în parteneriat cu o campanie de telefonie mobilă care și-a îndemnat clienții să facă o donație din contul lor. În acest mod, anul trecut au fost colectate peste 100.000 de lei. Susținem acest proiect deja al 6-lea an și la 8-a sa ediție acest proiect este un exemplu foarte bun că împreună cu
pași mici putem face lucruri mărețe și ce poate să fie mai măreț decât să fim alături de copiii care au nevoie cel mai mult de asta. Acțiunea este la 8-a ediție, iar în anii precedenți au fost colectate peste 724.000 de lei. Datorită acestor bani, 18 beneficiari ai Asociației Salvați Viața au primit o nouă șansă la viață. Am revenit în platou și am plăcerea să-i prezint pe invitații din această seară. Este vorba despre domnul Igor Belei, director Misiunea Socială Diaconia. Bună seara! Bună seara! Doamna Liliana Rotaru, director CCF HHC Moldova. Bună seara! Bună seara! Domnul Valerian Isac, director Dezvoltare Națională și Educație Hospice Angelus Moldova. Bună seara! Bine v-am găsit! Stimați telespectatori, vă invităm și pe dumneavoastră să luați parte la discuția noastră. Ne urmăriți live pe Facebook, așteptăm să ne scrieți, iar noi vom încerca să dăm răspuns la întrebările dumneavoastră. Stimați invitați, suntem în săptămâna mare, înainte de Paște. Este un bun prilej să discutăm, să ne amintim, să vedem cum putem să devenim mai buni, poate mai utili societății, să ne implicăm și să dăm o mână de ajutor. Și acest lucru îl putem face prin a interveni, prin a face ceva. Doamna Rotaru, să începem cu dumneavoastră. Să ne spuneți despre profilul organizației dumneavoastră și care sunt acele servicii pe care le prestați aici în Republica Moldova. Vă mulțumesc pentru invitație în primul rând. Într-adevăr, este un prilej extraordinar. Nu ar trebui să ne limităm doar la această săptămână. Ar trebui să vorbim și să facem fapte bune anul prin prejur. CCF Moldova, care reprezintă HHC Marea Britanie aici la noi în țară, este o organizație care de 15 ani își propune și realizează proiecte pentru a sprijini familiile să rămână împreună, fie prin suport psihologic, material, medical, legal, sau ajută familiile să se reîntregească, ajutând copiii să se întoarcă din internate, orfelinate, acasă, în familie. Facem lucrul ăsta. Am lucrat în total cu circa 5.000 de copii până acum, în ultimii 15 ani, mai mulți în ultimii ani, când am crescut și ca organizație. Și din 2012 încercăm să aducem și contribuția conaționalilor noștri, pentru că probabil cunoașteți organizațiile non-guvernamentale, mai mult contează pe suport prin granturi, prin bani nerambursabili din afara țării sau din țară, dar de la organizații internaționale, ambasade și așa mai departe. Ori noi considerăm la CCF Moldova că copiii din țara noastră merită să fie sprijiniți și de conaționali. Și este un culoar în ambele direcții, pentru că și omul din țară care sprijină o schimbare socială va beneficia la un moment dat de această schimbare socială. Deși suntem în preajma unei sărbători religioase foarte importante pentru creștini, aș vrea să punctez că nu este vorba doar de milă și de caritate, este și o solidaritate umană, este un lanț comun și atunci dacă toate vericile acestui lanț vor fi puternice și își vor trăi viața cu demnitate, vor beneficia toți oamenii. Da. Aveți anumite campanii, proiecte pe care le desfășurați anume în această perioadă? Pentru această perioadă avem o campanie foarte frumoasă din punctul meu de vedere, Rostul Postului. Este un restaurant virtual în care fiecare persoană care dorește să doneze, și până acum au făcut 143 de persoane, pot să intre pe site-ul rostulpostului.md să-și selecteze unul sau mai multe feluri de mâncare. Contravaloarea o donează și, de fapt, renunță la această mâncare, la aceste bucate. Cred că obține două obiective. Pe de o parte, donează o sumă oarecare pentru copiii de care se preocupă programele CCF Moldova. Pe de altă parte, sper că își satisface și nevoia spirituală de a renunța la mâncare. Deci, pe de o parte, oferă și primește în același timp. Încercați să faceți cumva, să oferiți un rost zilelor de post. Bineînțeles. Domnule Isac, Hospice Angelus Moldova este prima organizație din țara noastră care oferă îngrijire paliativă. Să ne spuneți care sunt aceste servicii pe care le prestați mai exact și de când faceți acest lucru? Hospice Angelus Moldova și-a început activitatea în anul 2000, deci avem practic 19 ani de activitate. În această perioadă au fost de servicii peste 17.000 de beneficiari, deci persoane cu boli incurabile. În afară de aceasta, peste 40.000 de apartenători, rude, au beneficiat tot la fel de serviciile Hospice Angelus, fiindcă ei au și ei nevoie foarte mare de implicare
a angajaților hospice-ului, fiindcă nu numai pacientul suferă, suferă și membrii familiei și ei au nevoie și ei de implicare din partea noastră. Din 2010 noi am început să deservim și copiii cu boli incurabile și amenințătoare de viață, iar din 2017 am deschis primul hospice pentru copii care se află într-o localitate rurală în satul Isacova din raionul Orhei. Avem posibilitatea să plasăm acolo permanent în regim hotelier cu asigurare non-stop 15 copii și avem 10 locuri pentru părinți, pentru aparținători. Dacă la început, când ne-am deschis, câți copii aveam, atâți aveam și părinți, acum, de exemplu, la ziua de astăzi, noi avem 15 copii internați și nu avem niciun părinte acolo. Asta este un lucru îmbucurător pentru noi, fiindcă ne vorbește despre încrederea pe care o au părinții care duc copiii acolo, fiindcă acești copii care sunt internați într acest centru sunt foarte gravi, ei necesită implicare permanentă 24 din 24, 365 de zile pe an și cred că ne-am atins obiectivul celălalt pe care ne l-am pus de la bun început, ca să dăm un respiro pentru mamele care sunt foarte, foarte implicate în îngrijirea acestor copilași și cred că ne-a reușit acest lucru și îl facem cu mare drag și avem satisfacția de la, hai să spunem, recunoștința pe care o primim din partea părinților. Nu este un lucru ușor, este un lucru foarte solicitant din punct de vedere și psihoemoțional, deoarece noi deservim atât maturii cât și copiii în area municipiului Chișinău și prin Moldova acordăm servicii de consultanță de fiecare dată când suntem întrebați și sunt cazuri mai specifice, dar nu poți face acest lucru fără o echipă bună, cu o echipă instruită care știe ce trebuie să facă și cum trebuie să facă. Dacă ne referim la reportajul care l-am văzut la bun început, un reportaj foarte frumos pentru care vă felicit, mi-a plăcut acolo lucru cu acești copilași care au venit și au făcut aceste donații. Aici noi trebuie să atragem atenția la educarea din start din copilărie, a copiilor și a tuturor oamenilor de responsabilitate socială. Fiindcă acest lucru, cu părere de rău, nu este la noi. Nu avem încă această tradiție care să fie în sângele nostru, așa cum este întâlnit în altele țări. De a întinde o mână de ajutor. De a întinde o mână de ajutor. De exemplu, discutam cu fiică-mea care trăiește în Marea Britanie de foarte mulți ani de zile. Ei au principiul cât n-ai câștiga, cât n-ar fi câștigul tău, deci undeva până la 10% din beneficiul pe care l-ai sau din câștigul pe care l-ai, trebuie ca să-l dai pentru responsabilitate socială. Trebuie să te împarți cu acești bani pe care tu poți să-i câștigi, să te împarți cu acela care nu poate să-i câștigi. Care nu are posibilitate, așa este. Domnule Belei, misiunea Diaconia vine în ajutorarea persoanelor, mai multor categorii de persoane aflate în dificultate și acum în preajma sărbătorilor pascale aveți o campanie foarte frumoasă, Masa Bucuriei. Să ne spuneți, vă rog, iată, despre această campanie și cum pot să ajute cetățenii, cei care vor să se implice, cum pot să ajute? În primul rând vreau să spun că Diaconia este structura socială a bisericii, este realizarea îndemnurilor bisericii pentru a fi mai bun, pentru a acționa și este un model prin care biserica arată cum putem să ne implicăm zi de zi, nu doar prin a iubi aproapele virtual, ci a îndemna și a exersa acest lucru. Și campania este un exemplu, doar un episod în tot efortul nostru de a implica cât mai mulți oameni, de a exersa binele și filantropia. Când vorbim de filantropie, vorbim de dragoste de om. Asta ar fi termenul care, dacă îl dejdeocăm, nu este doar un act de caritate dezumanizat, ci unul de dăruire.
Tocmai de asta este important nu doar donația financiară sau bănuțul aruncat fără niciun gest, ci încercarea de a implica. Ori de câte ori încercăm și reușim să implicăm tot mai mulți oameni și în special tineri care au timp și dorința, au sufletul curat și îl pot umple cu aceste fapte bune care ulterior își lasă amprentă pe toată perioada vieții. Avem această campanie care nu mai este a diaconiei, sunt extrem de multe organizații. Acum ne bucurăm, de exemplu, că avem alături HelpAge-ul, care are voluntari seniori, care știu să-și manifeste această perioadă frumoasă a vieții, tot prin a se dărui celorlalți. Este, într-adevăr, una din cele mai mari campanii sociale de mobilizare la nivel de comunitate. Avem comunități care au donat doar 80 de kilograme de produse alimentare. Suplimentăm noi cu ce am adunat la Chișinău, dar este un efort al comunității pentru aproapele lor din comunitate. L-au găsit, îl cunosc și e important că le poate deschide ușa cineva. Mult mai mult contează. Mi-a sunat ieri cineva de la Bălț, un profesor universitar, care mi-a spus: am găsit acest dar din partea episcopiei de la Bălți. Eu nu știu dacă chiar am nevoie, dar m-am bucurat că cineva se gândește la mine. Și asta este important, că există această comuniune și dăruire. Sigur că organizații, diaconia și alte organizații nu pot acoperi toate lacunele sociale. Oferă modele de intervenție. Avampostul schimbărilor în fiecare din domeniile în care acționăm. Fiecare vine cu modelul lui și acoperim nevoia pe care statul nu reușește să o acopere. Dar iată, sunt modele în care fiecare își poate găsi locul și aceste campanii nu sunt decât un exercițiu de permanentizare a comportamentului nostru. Biserica îndeamnă și rostul postului este de fapt să avem un exercițiu profund ca între posturi să reușim să ne schimbăm comportamentul. Iată, vedem că în 10 ani de campanie nu mai avem foarte mulți care întreabă de ce e necesar, o să ajungă la destinație. Vedem comportamente care s-au schimbat la nivel. Mai sunt oameni care întreabă, cei care nu fac de obicei nimic și sunt sceptici, dar cei care se implică, cei care se dăruiesc. Nu este atât de important acum că este campania Masa Bucuriei sau Rostul Postului sau îndemnurile de cine de caritate pe care le fac Hospice Angelus Moldova. Este important să identificăm în ce avem noi încredere și este important să oferim acest timp pentru noi și pentru alții, pentru că câștigăm. Noi câștigăm, într-adevăr, bucuria de împărtășire. Cum îi motivați pe cei tineri să facă voluntariat, să se implice? Pentru că am văzut și în reportaj tinerii care fac asta cu sufletul deschis. Noi vedem pe tineri protagoniștii schimbării și îi punem în valoare și le dăm importanță, le dăm loc de manifestare, nu îi punem în niște clișee și încercăm să îi aducem din preună, pentru că au o bucurie nespusă să fie împreună, să se dăruiască și să culeagă roadele acestei dăruiri. Dar vă spuneam bine de schimbarea comportamentului. Din ce în ce mai mulți oameni vorbesc de voluntariat. Acum 20 de ani, când vorbeam despre voluntariat, vorbeam despre lucruri din altă țară, din alt mediu. Noi suntem săraci, nu ne putem dărui. Ei sunt bogați, ei o pot face. Nu, o poți face chiar dacă nu ai resursă. Poți dărui timpul și dragostea ta. Nimeni nu... Atenție, un cuvânt. Exact, bun. Noi exersăm să mergi la vecinul tău să deschizi ușa. Asta contează mai mult decât bănuțul pe care poți să-l ai sau nu-l ai. Și bunătatea este mult lipsitoare. Și uitați că încet am rămas lipsit. Acum, în campanie, au fost peste 1000 de tineri care s-au implicat. Pentru unii din ei sunt al cincilea an, iar pentru mulți din companii sau tineri angajați, când vorbim despre Masa Bucuriei, nu este pentru ei parte din viața și din comportamentul lor. Da, și pentru că ați menționat despre faptul că este important ca aceste proiecte, ca această implicare a cetățenilor să aibă loc nu doar înainte de sărbători, nu doar acum, înainte de sărbătorile de Paști. Cât este de important ca să existe această continuitate, că oamenii să facă aceste lucruri și după sărbători? Da, domnule Isaac. Este foarte important ca să nu uităm că cei nevoiași trăiesc pe parcursul întregului an. Și nu au nevoie de noi numai de Paști sau de Crăciun și așa mai departe. Fiindcă
Noi nu facem, de exemplu, nicio diferență în atitudine și atârnare empatică, holistică față de pacienții noștri de Paști mai mult decât la începutul lui februarie sau la sfârșitul lui august. Permanent facem acest lucru și permanent invităm cei care doresc ca să-i ajute să o facă mai ales pe parcursul anului, fiindcă mai este și aici o chestie care e bună, e foarte frumoasă, că lumea în perioada de Paște, în perioada de Crăciun, atunci se mobilizează mai multă lume și vrea ca să facă un bine. Dar ei trebuie să facă acest bine pe parcursul întregii vieți. Și azi, și mâine, și poimâine. Toată viața lor trebuie ca să fie alături de cei care sunt în suferință. Rolul voluntarilor este foarte important în acest lucru, fiindcă fără ei nu poți uneori ca să duci la capăt unele evenimente și așa mai departe. Fiindcă organizațiile non-guvernamentale, mai ales cum suntem noi, spre exemplu, până în 2010 noi am existat practic din banii pe care îi colectam singuri, din granturi, cum ați spus și dumneavoastră și așa mai departe. Dar abia din 2010 am început ca să fim contractați de Compania Națională de Asigurări în Medicină și atunci viața a devenit un pic mai ușoară. Dar dacă vrei ca să prestezi niște servicii de calitate, niște servicii care să fie diversificate, ai nevoie de surse financiare mai multe. Și atunci trebuie să pui în funcție voluntarii, trebuie să-i atragi, să le lămurești care este beneficiul lor. Și unde va merge această muncă pe care ei o depun. Și vă spun că menționez acest lucru, că noi mai mult beneficiem de voluntari tineri, anume tineri, și cei care sunt la pensie. Partea din mijloc... Mai puțin. Înțelegem că sunt ocupați în diferite activități, că lucrează și așa mai departe, au servicii și așa mai departe, dar pentru voluntariat există și sâmbătă și duminica, există și serile. Totul ține de dorință, așa ține de dorință, absolut. Doamna Rotar, cum îi implicați pe cetățeni, cum îi motivați ca să ajute, să se implice bunăoară, să doneze? Eu cred că cea mai bună încurajare ar fi să se gândească la alți copii și vârstnici sau pacienți ca la ai lor proprii de acasă. Noi ca părinți ne gândim la copiii noștri în fiecare zi și la părinții noștri, dacă suntem norocoși să avem în viață. Și dacă se întâmplă cineva din rude să fie lovit de o boală gravă, la fel, nu alegem ziua în care ne gândim la acea persoană. Respectiv, dacă și noi ne vom gândi la alți copii vârstnici care nu au suportul unei familii, pentru că trebuie să înțelegem, nu fiecare om din țară are nevoie de sprijinul acestor organizații sau multor altora, dar trebuie să transformăm asta într-o obișnuință, într-o normă, într-o practică zi de zi. Și dacă mă gândesc la copilul meu ce să-i pun pe masă și să-l îmbrățișez și să-i urez succes pentru o zi nouă la școală sau la altă activitate, la fel ar trebui să mă gândesc și la alți copii, pentru că acei copii care sunt, așa și-i numim, fără o ocrotire părintească sau o expresie care nu e foarte nu se potrivește cu esența unui copil, în îngrijirea statului, de fapt sunt în îngrijirea noastră tuturor, pentru că dacă realizăm că suntem parte a acestui stat, sunt și copiii noștri, nu sunt copiii ai nimănui, dar sunt ai noștri în fiecare zi, nu doar de sărbători. Ăsta ar fi mesajul meu pentru oameni, să ne gândim în fiecare zi la alți copii, așa cum ne gândim la ai noștri. Și vreau în continuare să vedem și profilul altei organizații. Fundația de Benefacere Caritas Moldova este o organizație cu caracter umanitar și non-profit care se îngrijește de cei mai nevoiași din țara noastră de mai bine de 21 de ani. Caritas Moldova vine în sprijinul copiilor și tinerilor din familii defavorizate, oferindu-le oportunități alternative de dezvoltare personală prin proiecte sociale și programe educaționale totodată. Fundația oferă suport și pentru bătrâni, cum se implică ei în ajutorarea persoanelor aflate în dificultate în preajma sărbătorilor pascale, aflăm chiar acum.
Fundația de Binefacere Caritas Moldova este o organizație cu caracter umanitar și de binefacere, care are misiunea de a ajuta oamenii nevoie, indiferent de vârstă, sex și religie. Principalele categorii de beneficiari pe care organizația noastră îi are sunt bătrânii, copiii din familii social vulnerabile, oamenii fără adăpost și familii cu mulți copii. Desfășurăm proiecte pentru bătrânii bolnavi țintuiți la pat și pentru copiii din familii social vulnerabile. Avem 5 centre de zi care se află în Transnistria. Zilnic sunt, deci centrele sunt frecventate de maxim 20-30 de copii care primesc educație, sunt ajutați să-și pregătească temele pentru acasă, dar cel mai important este că copiii provin din familii social vulnerabile și atunci le oferim și câte o masă caldă, ceea ce pentru unii din ei este singura alimentație din zi. Mai mult decât atât, oferim și servicii medico-sociale, adică oferim servicii medicale bătrânilor bolnavi țintuiți la pat. Dacă în 2018 aveam 4 locații în care aveam centre medicale, spre regret, în 2019 activăm doar în 2 locații, acestea fiind Rașcov, din Transnistria și Chișinău. Aici avem asistente medicale și asistenți sociali care merg la bătrâni acasă și conform prescripțiilor medicilor le acordă acele îngrijiri medicale de care au nevoie, fie că sunt pansamente, administrarea medicamentelor. Totodată, acești bătrâni sunt foarte dornici și de a comunica cu cineva și atunci asistentele noastre medicale sunt ca niște rude sau oameni apropiați cu care pot să schimba o vorbă. Pe lângă serviciile acordate, asistentele noastre sau periodic noi organizăm campanii de caritate prin care le oferim și câte un pachet alimentar. Adică în timpul vizitelor, periodic, asistentele mai merg și cu careva cadouri pentru ei. Noi avem o campanie deja cu tradiție pe care o realizăm periodic, mai bine zis în timpul sărbătorilor de Paști și de Crăciun. Colectăm produse alimentare, care ulterior, cu ajutorul voluntarilor noștri, toate produsele colectate le transformăm în pachete alimentare și atunci mergem cu aceste pachete la acești bătrâni, ca înainte de sărbători să aibă ce pune pe masă și să bucure de sărbătoare. Am văzut și profilul acestei organizații. Vorbeam mai devreme despre educație și despre cum putem să creștem acest spirit al implicării sociale încă de mici copii, să le insuflăm copiilor că ei trebuie cumva să ajute, să se implice din puținul pe care îl au. Cum putem să facem acest lucru, domnule Belei? Vă spuneam la început că biserica este cea care are în grijă promovarea spiritului de solidaritate, cum îi spunem noi în limbaj modern. Iată de ce am început să lucrăm de mai mulți ani cu școlile din Chișinău în special, dar și din localitățile unde există centre sociale ale diaconiei. Încercăm să oferim, să vizităm, să întâlnim copiii din fragedea copilăriei, așa supunându-i pentru exerciții de bunătate încă din clasele primare. Avem campania Maratonul Copiilor, care este destinat, este un exercițiu a familiei și copilului în beneficiu altor copii. Ulterior ajungem cu lecțiile de promovare a voluntariatului, de solidaritate. Invităm profesorii să meargă cu clasele, să facă distribuții de masă caldă în stradă, ca să exerseze această bunătate. Și astfel, încet, încet, avem mai multe, creăm mai multe ocazii prin care oferim tinerilor o posibilitate de manifestare a bunătății. Iar ulterior, tinerii care doresc, își pot găsi locul în programele pentru tineret, tabere de vară, acțiuni pe care le organizăm exclusiv pentru a crea această platformă de bunătate, pentru că doar așa putem inocula darul de a fi dăruit pentru alții. Trebuie aceste valori să vină și din familie sau trebuie să fie cumva o legătură dintre școală și familie? E un efort comun, după mine. Nu putem să spunem până aici e treaba școlii, deci e treaba bisericii, dincolo e treaba societății civile. Noi toți suntem parte și din stat, noi toți suntem parte din biserică, toți mergem odată, măcar o dată în an la biserică, deci putem să spunem suntem parte din biserică sau toți suntem contribuabili în acest
acestui stat și de datoria noastră, în diferite locuri să ne identificăm cu diferite, să avem diferite forme de identificare și nu putem să ne se termine munca noastră la ora 5, nu mai avem o astfel de atitudine. Atitudinea este în toate locurile în care ne aflăm, cu atât mai mult cei care promovează aceste lucruri, organizații neguvernamentare sau organizații umanitare, și asta este o formă de manifestare, cel puțin pentru diaconia, dar și pentru multe organizații pe care le cunosc și sunt partenerii noștri. Da. Cum s-a schimbat atitudinea cetățenilor noștri? Sunt ei mai implicați, au devenit mai sensibili, mai empatici la problemele societății? Iată, în decursul activității dumneavoastră, doamna Rotaru. Vreau să spun că sunt extrem de fericită să mă uit în urmă și să-mi dau seama că doar în 10-15 ani s-au schimbat niște, au avut loc niște transformări de atitudine și de mentalitate, care de fapt se schimbă cel mai greu. Practic nu mai aud acum, așa cum auzeam cu 10-15 ani în urmă, că de ce internatul, orfelinatul este un loc bun pentru copil, că păi da, ce, familia nu se descurcă, nu-i oferă de ce are nevoie, că familia e săracă, e vina ei că e săracă sau e vina lor, că de ce au avut 6, 8, 5, 4 copii, de ce nu s-au oprit la unul. Practic nu mai aud așa cuvinte și sunt foarte, foarte bucuroasă, pentru că oamenii spun, da, e o mamă singură și are 4 sau 6 copii, trebuie ajutată. E o mamă iubitoare, nu este o mamă abuzivă, este una iubitoare, dar nu se descurcă, haideți să o ajutăm. Tot mai multe exemple din comunități, tot mai multe exemple a asistenților sociali care spun asta, a primarilor. Cu siguranță sunt și cazuri excepționale în sensul rău, dar sunt foarte puține și s-a inversat, de fapt, balanța. Tot mai mulți oameni susțin că locul unui copil este în familie și că familia trebuie susținută și nu blamată. Bineînțeles că oamenii care, pe de altă parte, oferă acest ajutor, nu doar prin mesaj, dar și prin contribuție proprie, și numărul lor a crescut în ultimii ani. Tot mai mulți oameni vor să vină și să sprijine, să transmită un mesaj, să doneze o sumă de bani, să-și doneze timpul. Și acest lucru la fel este foarte îmbucurător, pentru că aduce o coeziune în plus societății, aduce acea împărtășă o dragoste, dacă doriți, printre noi ca oameni și ne înalță ca oameni și este foarte important să fim așa. Dacă vorbim despre această responsabilitate socială, care nu ține doar de noi ca oameni simpli, dar este cumva și intră și în rolul organizațiilor, a companiilor din mediul privat. Pe cât de bine înțeleg ei și utilizează această funcție de responsabilitate socială, domnule Isaac? În general, cum ați spus și dumneavoastră, cum ar trebui să fie educat persoana sau persoanele în responsabilitate socială? Da, trebuie toți să fie educați, să aibă responsabilitate socială. Și lucrurile într-adevăr s-au schimbat, fiindcă noi vedem foarte multe momente care nu existau cu ceva ani în urmă. Hai să spunem de ce nu o responsabilitate socială este distribuirea celor 2% din venit a persoanelor fizice către organizațiile non-guvernamentale pe care ei doresc să facă acest transfer. Este și asta o responsabilitate socială. Și cu cât mai multă lume va face acest lucru, cu atât mai multe organizații vor putea ca să beneficieze de acest suport, fiindcă este un suport destul de consistent pentru organizațiile care fac niște lucruri foarte, foarte importante pentru societate. În ceea ce privește organizațiile mari, noi avem o experiență destul de bună în organizarea diferitor evenimente caritabile. Practic, hai să spunem așa, am fost pionerii în organizarea diferitor evenimente caritabile, cum ar fi chiar și balul anual de caritate marca Hospice Angelus, care deja este un brand pe care îl facem și care la început aduna destul de puțină lume și destul de puține organizații care se ofereau ca să fie ca sponsori, ca parteneri la acest eveniment. Anul ăsta, de exemplu, balul va avea loc în mai. Noi, la momentul de față, deja avem 4 sponsori de aur și avem unul de argint. Deci asta vorbește despre ceva, fiindcă oamenii vor, nu numai de aceea ca să fie arătați la televizor sau să ai
aibă logo-ul lor în timpul balului. Ei înțeleg și avem sponsori deja permanenți care se oferă an de an, care respectă Hospice Angelus și înțeleg că prin această implicare a lor, aceasta este o responsabilitate socială și prin această responsabilitate socială ajută organizația ca să poată ca să presteze niște servicii de mai înaltă calitate. Aceste lucruri trebuie educate. Eu cred că un mare rol îl are mass media. Este foarte și foarte necesar ca în mass media, în presa scrisă, în presa electronică, în cea video și așa mai departe, să fie cât mai multe emisiuni cu aceste fapte bune. Fiindcă, cu părere de rău, mai mult este despre crimele care au loc în, de zi cu zi în, în societatea aceasta, decât să se vorbească despre faptele bune care au loc în societate. Deci e un rol, vă aparține și vouă, foarte important în, în educația societății cu privire la responsabilitatea socială. Încercăm să ne-l asumăm, dar domnule Belei, ați vrut să adăugați? Vreau să spun, să punctez un anumit lucru. De multe ori noi ne ferim să, și toată lumea spune, nu trebuie să dăm nume pentru că își face publicitate, trebuie să cunoaștem valoarea companiei care, iată, se dăruiește. Înțelege că bunul pe care l-a primit ca și activitatea economică și a tuturor angajaților, trebuie să o recunoaștem și să spunem, uite, compania asta e una activă, unul care se dăruiește, care înțelege nevoia față de una care nu face nimic, pentru că astfel transferăm și încrederea și punem, apreciem, spunem că această companie are un plus valoare pentru noi, merită să o punem în valoare și nu trebuie să o ascundem, pentru că de multe ori venim cu, o să-și facă reclamă, păi asta face diferența între atitudine. Pentru mine contează același produs, de aceeași calitate, de același preț, contează să iau la o companie care, uite, prin aportul meu, iarăși se întoarce ca și bun social. Noi trebuie să încurajăm lucrurile astea. Dacă vor fi încurajate, le dăm valoare, vom avea și un răspuns pe măsură. Și companiile, cu siguranță, exact, vor dori să se implice mai mult. Dacă aș vrea să completez, ar trebui să vedem acest proces ca unul, știu că sună incredibil, dar avantajos pentru fiecare actant sau fiecare actor din această istorie. Sunt de acord, într-adevăr, mass media poate să facă un pic mai mult. Și noi, ca ONG-uri, trebuie să fim absolut corecți, transparenți, să câștigăm încrederea și să o menținem încrederea donatorilor noștri, în special când este vorba de mari corporații. Statul poate să facă un pic mai mult prin un mecanism clar și o legislație foarte încurajatoare a acestor donații, iar companiile să înțeleagă, cercetările din Occident de mult au arătat și au probat acest lucru, și angajații companiilor care au o politică de responsabilitate socială sunt mai fericiți, pentru că ei prin munca lor contribuie la un bun social, și clienții vor cumpăra, într-adevăr sunt de acord cu domnul Belei, vor cumpăra mai degrabă un produs de la o companie care știe, care oferă și care scrie, nu știu, pe un ambalaj. Noi avem o companie care am început-o foarte de curând, de câteva zile. Nu voi numi acum, din păcate, compania, că știu că nu se poate, dar o parte din costul unor produse lactate vor fi donate, vor fi transferate către CCF Moldova, și eu, ca și cumpărător, să fi fost oricare altă organizație, voi alege anume acel produs lactat față de oricare altul. Vreau în minutele ce urmează să vedem și despre campaniile care sunt desfășurate în România. Una dintre aceste inițiative este campania Rostul Postului, desfășurată în România și Republica Moldova. Fundația Hope and Homes for Children a lansat campania Rostul Postului, prin care dorește să dea rost zilelor de post. Cu ajutorul susținătorilor care s-au alăturat campaniei, organizația îndeamnă oamenii să țină post negru o zi și să doneze contravaloarea meselor din ziua respectivă copiilor aflați în dificultate. Pentru a afla detalii despre această campanie, dar și care este impactul acesteia, intrăm în legătură directă cu Ștefan Dărăbuș, director regional Europa Centrală și de Sud, Hope and Homes for Children. Domnule Dărăbuș, bună seara! Bună seara, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Vă mulțumim. Domnule Dărăbuș, care este misiunea campaniei Rostul Postului și cum s-a desfășurat aceasta în anii precedenți în România? Cel mai mult ne dorim ca oamenii din jurul nostru să se poată pune în papucii altor oameni mai puțin norocoși. E un mod de a
spune că de multe ori uităm de grijile și de problemele foarte mari pe care le au cei din jurul nostru, care suferă de foame, suferă de frig, suferă pentru că n-au parte de o familie, de părinți, suferă pentru că n-au un acoperiș deasupra capului. Și asta e un tip de campanie care îi face pe toți cei care au puterea să facă ceva pentru cei din jurul lor și să-i ajute, să se implice. Îi ajută să se implice, pentru că nimic nu e mai important decât să poți ca din bunăstarea pe care o ai tu și din binele de care te bucuri tu în lumea asta, să poți împărtăși puțin cu cei din jurul tău. Și ăsta e rostul acestei campanii, prin faptul că o zi fiecare om poate să țină post negru, să bea doar apă, așa cum fac foarte mulți copii în țările în care trăim, așa cum fac foarte mulți copii în lumea asta, din păcate, care nu mănâncă cu zilele, poate să le dea o idee despre chinul pe care îl suferă oamenii ăștia și poate să le dea de asemenea o idee despre diferența extraordinară pe care un simplu gest o face pentru acei copii. Pentru că, așa cum spuneați, contravaloarea banilor cu care i-ar fi mâncat în acea zi, bani care pentru fiecare dintre noi, cred, sunt puțini, ceilalți oameni, mult mai puțin norocoși, din jurul nostru și mai ales copiilor, pot să mănânce, pot să aibă o zi fericită. Și nu cred că sunt momente sau săptămâni mai importante pentru a ne gândi la cei din jurul nostru decât săptămâna Paștelui. Domnule Drăbuș, este activă campania și în alte perioade sau doar în preajma sărbătorilor pascale? Doar în preajma sărbătorilor pascale îi dăm o anumită amploare, tocmai pentru că atunci e momentul în care noi vrem să avem mesele pline. Și mai e un moment în care noi o readucem la viață, și anume de Crăciun, pentru că acela e un alt moment al comeseniei, e un alt moment în care se vorbește și e foarte mult în spiritul familiei și în spiritul faptului de a fi împreună, ca oameni, ca și comunitate, și atunci e cel mai bine pentru noi să ne aducem aminte că alții din jurul nostru suferă și nu au foarte multe din lucrurile pe care noi le avem. De multe ori avem impresia că viețile noastre nu sunt suficient de bune, din temeri ce motive, și uităm să apreciem lucrurile mărunte și foarte bune pe care le avem în viața noastră. Ăsta e un alt lucru pe care această campanie Rostul Postului sper să-l readucă în sufletele oamenilor. Domnule Drăbuș, pe cât de conștienți sunt oamenii și pe cât de implicați sunt ei în asemenea campanii? Tot mai conștienți, tot mai implicați. Și eu cred că un rol fundamental îl au aceia dintre noi care pot să influențeze pe ceilalți. Nu vreau să mă refer neapărat la vedete. Mă refer la oameni care au ascultarea celor din jurul lor. Mă refer la oameni care vorbesc cu alți oameni și care pot să vină și să amintească acest exemplu și genul ăsta de campanie. Mă refer la oameni care au nevoie de mai mult decât pur și simplu de a, nu știu, avea o slujbă și de a strânge niște bani și de a avea o viață în bunăstare. Oamenii care simt că au nevoie să facă ceva bine în jurul lor și să întoarcă din bunăstarea lor și în comunitate. Și vă spun, sunt tot mai mulți oameni ăștia. Domnule Drăbuș, ne vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. O seară frumoasă să aveți în continuare. Această campanie Rostul Postului se desfășoară și în Republica Moldova. Doamna Rătaru, o să ne spuneți cum s-a desfășurat în acest an. Încă suntem în, poate nu în plinul campaniei, dar în cea mai importantă săptămână a campaniei. Până în prezent, deci chiar azi am rugat colegii să-mi dea cea mai recentă informație, 143 de oameni au donat. Suma medie a donației a fost între 300 și 400 de lei, dar bineînțeles au fost și mult mai mici și foarte mari, pentru că, nu știu, și un student poate să doneze contravaloarea unei cafele, de exemplu, dacă dorește acest lucru și dacă îi permite buzunarul. Până în prezent avem circa 40.000 de lei colectați.
mai puțin decât în primul an al campaniei, când probabil din cauza noutății acestei idei a fost campania susținută mult mai mult, sau poate sunt și alte cauze, inclusiv economice, nu neapărat că oamenii nu sunt la fel de generoși. Și pot să vă spun că deja avem primele câteva rezultate, pentru că am zis că nu vom aștepta finalizarea campaniei. Colegii mei au mers deja în două familii și au dus diferite lucruri de care vor avea nevoie tot anul. Vreau să explic pentru cei care poate se gândesc să doneze în următoarele câteva zile, că nu ne propunem neapărat să procurăm produse alimentare pentru masa de Paște, deși este foarte important, dar este din nou acea o zi pe an care nu poate să schimbe situația în familie. În schimb, le-am dus pui de boboci, pui răsad, cartofi pentru lucruri de care au nevoie, de care vor avea nevoie tot anul, și vor da și un exemplu copiilor de a munci. Da, noi suntem practic pe finalul acestei emisiuni, avem foarte puțin timp. Vreau să veniți cu un gând către cei care ne urmăresc, pentru că iată, mai sunt câteva zile când ei pot să redirecționeze acele 2% către organizațiile dumneavoastră. Un gând către telespectatori: cum pot ei să se implice și să devină mai utile societății, domnule Belei? Prin dăruire. Atunci când vom merge la Paști și vom aștepta să primim lumina învierii, va trebui să ne gândim cât de mult și de vrednici am fost noi, să și suntem noi, să primim acest dar al jertfii lui Hristos. Și chiar exemplul pe care l-am auzit în rândul voluntarilor, în special seniorii care au înțeles rostul acestei campanii de sâmbătă, au spus: Hristos a fost în mijlocul nostru pentru că ne-am dăruit aproape Lui. Da, doamna Rătaru. Să realizăm un lucru, că ceea ce ni s-a dat, acele privilegii cu care poate ne-am născut, familie iubitoare, nu mă refer la bani sau nume, dar familie iubitoare, o școală, acoperiș deasupra capului, înseamnă că trebuie să putem să dăm și noi, la rândul nostru, altcuiva. Să nu luăm lucrurile acestea doar ca o ofertă care se oprește la noi. Trebuie să continuăm acest lanț al omeniei, dacă doriți, și al solidarității. În mod special, în ajunul Paștelui. Iar acele 2% care vor veni către CCF Moldova, vor fi acești bani vor fi cheltuiți absolut transparent. Vor merge direct în familiile cu care lucrăm și le vor ajuta să rămână împreună, pentru că asta e rostul unei familii. Da, domnule Isaac. Foarte des când mă întreabă prietenii sau cunoscuții: ce faci? Cum ești? Cum merg treburile? Eu spun tot timpul: eu sunt extraordinar de bine. Eu sunt foarte, foarte fericit. Și eu mă bucur foarte mult că sunt așa, deoarece merg pe picioarele mele, mă deservesc singur cu mâinile mele, capul îl țin pe umeri singur, de foame nu mor, am niște haine cu care să mă îmbrac, am un acoperiș deasupra capului. Ce mai trebuie pentru fericire? Am de toate. Mai greu este pentru cel care trăiește peste perete, care știe că mai are de trăit jumate de an sau 3 săptămâni sau 3 luni, pentru el este greu. De aceea îndemn pe toți și chem pe toți: fiți buni, fiți empatici față de... Și recunoscători pentru ceea ce aveți, și împărțiți-vă cu ceea ce aveți cu acei care nu au, și atunci viața o să fie extraordinar de frumoasă, ca eu și la mine. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră, când vom discuta despre semnificația săptămânii patimilor. O seară frumoasă să aveți, la revedere!